Începem. Din juriul care a acordat premiile filialei Pitești a Uniunii Scriitorilor au făcut parte domnul Sergiu Nicolaescu, domnul Dumitru Ungureanu, domnul Jean Dumitrașcu, eu și Dumitru Augustin Doman, secretarul jurului. Înainte de a-i felicita pe cei premiați și de a le înmâna diplomele cuvenite, trebuie să spun câteva lucruri legate de condițiile pe care le impune jurizarea cărților propuse care au participat la acest concurs, în această competiție. Nu se pot acorda mai mult de două premii cu titulatura Cartea Anului. În cazul în care se acordă și premiul Opera Omnia, atunci se va acorda un singur premiu Cartea Anului. În schimb, se pot acorda premii speciale, desigur nu prea multe, două de obicei, sau dacă nu sunt cărți care să se ridice la valoarea pe care o implică, o cere premierea unei cărți. În cazul acesta, ori nu se acordă niciun premiu, ori se acordă un singur premiu. Așadar, anul acesta s-au primit în concurs foarte puține cărți. Nu știu din ce pricină, ori a fost un an mai sărac din punct de vedere editorial, ori cei care au publicat cărți pe anul 2011, pentru că sunt premiate cărțile pe 2011, nu s-au încumetat să trimită cărțile la sediul filialei pentru a fi jurizate. Sau nu au avut cronici, pentru că e și acesta un criteriu important atunci când se evaluează o anumită carte. Înainte de a da citire premianților, aș vrea să-i mulțumesc și eu domnului Ion Popa, vicepreședinte al Consiliului Județean Argeș, atât pentru prezența domniei sale la această manifestare, și pentru faptul că sprijinul financiar a fost unul substanțial de data aceasta și, desigur, în această privință, un mare merit l-are și domnia sa. Îi mulțumim așadar domnului Ion Popa. Premiul special Miron Cordun a fost acordat domnului Valentin Pretescu pentru volumul Persona non grata, apărut la o prestigioasă editură din Timișoara, editura Brumar. O rugăm pe poeta Magda Grigore să prezinte succint această carte. Bine, dăm întâi premiul ca să poftiți, domnul Pretescu. Felicitări. Felicitări.
Vreau să vă spun întâi câteva lucruri despre acest autor, pe care mulți dintre dumneavoastră îl cunosc deja. Luați loc, nu stați așa festiv. Nu putem să vorbesc. Valentin Crătescu a publicat primul său volum în 1988 cu titlul Gustul ierburilor. Un alt volum în 2005 intitulat Cerușa Sagrada. În 2008 a publicat un alt volum, Temnița și gustul, iar cartea premiată astăzi este în editura Brumar, Persona non grata. Este cunoscut și din antologiile care au fost publicate în anii 80, da? Așa, și din biblioteca Argeș, cea veche și cea nouă, format nou. Debutul l-a avut propriu-zis într-o revistă de înaltă ținută culturală, Luceafărul, în anul 1969, iar în 70 a publicat, de fapt, în perioada Tomozei, la noi, revista Argeș și Poezie. Este membru al Uniunii Scriitorilor din anul 2010 și de atunci a mai apărut în două antologii. Una făcută la Curtea de Argeș, o știți cu toții probabil, îngrijită de Dumitru Meion, și una apărută în urma Festivalului de Literatură de la Mizil. Ce pot să vă spun succint, mi s-a spus despre acest autor, este faptul că dincolo de retorica sa greoaie, aș spune chiar lipsită de o anumită suplețe stilistică cu care ne-au obișnuit acei scriitori de primă linie, care se autoregenerează prin exercițiul scrisului și al publicării permanente, înapoi a textului, cum ar zice Nichita Sănescu, o să vedeți că se află într-adevăr un autor, un poet. Un poet a cărui poezie arată așa cum a arătat viața lui Valentin Crătescu. Adică o viață tensionată, o viață cu stabilități și cu intermitențe și aș spune o viață revolută și revoluționară. Dânsul a fost, știți din presa locală mai mult, într-o relație tensionată cu regimul trecut, a avut un voluminos dosar de securitate, a fost hăituit de securitate și iată că Uniunea Scriitorilor, astăzi, în ciuda unor mici divergențe pe care dânsul le-a mai avut, îi recunoaște meritele scrisului. Despre valențele poetice, vă pot spune că în textul liric al domnului Valentin Crătescu o să găsiți câteva lucruri importante. Primul ține de combustia sufletească autentică pe care o să o întâlniți în poezia dânsului și ceea ce este mai important, sau aș putea spune ce am prețuit eu cel mai mult, este faptul că nu negociază valorile în care crede. Nu negociază sentimentele, nici credințele pe care le are. Dincolo de un ușor patetism pe care o să-l întâlniți în lirica dânsului, este într-adevăr un autor cu un fel de blândețe lirică și sensibilitate lirică deosebită, care eu cred că v-ar impresiona dacă l-ați citi. Volumul premiat are aceeași vibrație idealistă pe care o au și celelalte volume. Ce este de reținut din volumul acesta este ideea unei integralități și a unei perfecțiuni care se disipează, se estompează, dispare. Sunt aceste două valori, integralitatea și perfecțiunea, sunt mereu anulate, am spune, de energiile nefaste ale lumii. Dânsul spune într-un vers că fiecare dintre noi are dreptul la o cetățenie umană și acest lucru nu se negociază, cum spuneam. Probabil că e cu adevărat idealist până în măduva oaselor,
Poate că și-a imaginat, sau mai bine zis, dacă și-a imaginat că Republica lui Platon este posibilă, cu siguranță viața l-a învățat că e doar o teorie. Ce este la fel foarte important în lirica lui este faptul că până la urmă oricare să spun idee la care s-ar opri și oricare secvență lirică ar reprezenta substanța poemelor, veți vedea că părerea lui adevărată este aceea că frumusețea este mereu murdărită, ingenuitatea e mereu întinată, perfecțiunea este mereu deformată, libertatea e doar un vis și ea, de fapt, e o veșnică îngrădire, iar persoana adevărată, care stă înăuntrului nostru, se pierde competiție, aș spune, cu chipul multiplu pe care îl avem fiecare, fețele acestea nenumărate pe care trebuie să le purtăm în social, în familie, în Uniunea Scriitorilor, în orice grup am merge, purtăm mereu o altă mască, avem mereu un alt chip, oamenii ne receptează diferit în funcție și de ochiul lor și de calitățile lor și atunci la un moment dat, noi purtăm așa un chip multiplu pe care nu mai putem aproape, să spun, nici noi miza. Ne îndoim și noi de care fața noastră este până la urmă adevărată. Mi-amintește asta, cum mi-a amintit, de o teorie pe care o veți întâlni în romanul lui Matei Vișnie, care spune ceva foarte interesant. E ultimul lucru pe care îl spun ca să nu vă rețin mult. Matei Vișnie spune că atunci când stăm de vorbă cu un om, în fața noastră trebuie să ținem minte, nu se află niciodată un singur om, ci un grup de ființe care sunt înăuntru și înăuntru și înăuntru acelui cu care vorbim. În așa fel încât dacă vrem să-l cunoaștem cu adevărat, trebuie să știm să-i provocăm toate chipurile din el, toate aceste întrupări ale ființei, reținute de el însuși, pentru că numai așa îl vom cunoaște cu adevărat. Dacă interferăm rapid, fugitiv, nu cunoaștem decât un chip de suprafață, chipul momentului în care l-am cunoscut sau momentului în care am vorbit cu respectivul individ. Vedeți dumneavoastră, toată această lirică și toate adevărurile în care Valentin Predescu a crezut și continuă să creadă, el este atât de idealist încât crede și în poezie. Așa? Toate adevărurile astea pe mine personal m-au determinat să mă simt într-o complicitate cu el și să mă simt, cred că v-ar provoca la fel, în același sens pozitiv, să vă simțiți înfrățiți cu el pentru salvarea și conservarea valorilor pe care trebuie să le salvăm și trebuie să le conservăm. Felicitări și poetul are ultimul cuvânt. Mulțumesc, mă. Vreau să punctez două aspecte. Adică, în primul rând vreau să mulțumesc, primul aspect, mulțumiri către toți cei care m-au ajutat să realizez această carte. Material, Consiliul Județean Argeș, care fără contribuția bănească n-ar fi putut apare această carte. Apoi, in memoria, vreau să mulțumesc poetului Gheorghe Tomozei, descoperitorul, în ghilimele, descoperitorul meu. Poetului Cezar Ivănescu, care într-adevăr a fost aproape mulți ani cu mine și m-a ajutat și este un fel de, să zic, eu știu, maestru. Apoi, mulțumesc soției mele, Conița Alena, fără de care la fel n-ar fi apărut această carte, pentru că am să vă spun un secret pe această carte. Tot ce, aproape 99% din această carte este scrisă până în 1990. Deci, nu este, este o scriere care
prin considerația care s-a făcut acum, dovedește că scrisul dinainte a fost și va rămâne valabil. Mulțumesc poetei Magda Grigore pentru profesionalismul care m-a la fel și împingerea ca să fac această carte, iar cuvintele ei scoate o carte pentru că trebuie să neapărat să iasă pe piață o carte care să spună ceva. Apoi mulțumesc jurului și jurului care m-a votat și celui care nu m-a votat la unanimitate. Și cam atât aspectul mulțumesc. Ce vreau să spun? Octavian Paler avea o vorbă. Dacă nu pot să fac istoria, o îndur. Extrapolând în literatură, la noi, dacă n-am putut să fac jocurile literaturii, care, să știu în ce măsură, am îndurat până în 89 destul de mult. Am îndurat și după 89 ca o reverberație a anilor trecuți, în care nu s-au putut decât prin 2 ani de judecat acum să scot și juridic la iveală tot trecutul prin dosarele securității. Ce vreau să mai spun, sub aspectul fenomenul ostilităților. Problema ostilităților. Pentru că persoana mea, mulți dintre dumneavoastră știu că am avut niște dispute acum 2 ani. Aici, ce este de menținut, de remarcat? Noi putem fi ostil unui regim, a diferitelor regimuri care au fost, care vor veni. Putem să fim ostili, eu știu, haitelor, putem fi ostili bisericuțelor, dar ca individ nu trebuie să fim ostili individului. Adică de la individ la individ nu trebuie să mai fim ostili. Prin premiul pe care mi s-a dat acum, consider că s-a făcut un pas în această direcție de a ne îmblânzi și ne merge pe coordonatele bunei înțelegeri. Cam atât am avut. Mulțumim, domnule Valentinescu, felicitări. Aș vrea să spun câteva cuvinte, că, într-adevăr, domnul Bredescu a avut mari probleme în regimul trecut, dar lipsa de noroc, să-i spunem, istoric, a fost compensată de norocul de a avea o soție exemplară, Cunița Elena. Îi mulțumesc și Magdei Grigore pentru prezentarea succintă, dar nu, succintă la modul feminin. Cred că trebuia să precizez cam câte minute înseamnă a fi succint.